tot ce știi, transformă în mii. Beneș Curcanul îți aduce cel mai deștept concurs radio. Dublu sau nimic în deșteptare. Consumă carnea de curcan românesc, verifică originea pe etichetă și fii mereu câștigător cu Beneș Curcanul la Europa FM. Crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau nimic. 9 și 36 de minute la Dublu sau nimic, câștigi bani, câștigi experiență și un curcan de 15 kg de la Peneș Curcanul în această dimineață, care poate ajunge la Cluj. Se poate face curcan a la Cluj. Bună dimineața, să-i spun lui Gabriel. Salut, bună Gabi. Bună dimineața, Vlad, George și Luca. Salut, salut, să trăiești. Ce faci, salut, Gabi? Salut, salut. Bine. Știi să faci varza la Cluj? Mă duc, dar acum opresc pe dreapta. Te rog, așa, te rog. Trage pe dreapta. Știi să faci varza la Cluj? Știu, sigur, cum să nu. O să faci și curcan pe varza la Cluj. Dacă trebuie măcinat pieptul de curcan. Așa este. Dar te știi, faci, da. E cam... Zaf nu prea... Nu este clujean care să nu știe să facă varza la Cluj. Da, corect. Nu merge, mă, e prea slabă carnea de piept de curcan ca eu să faci... Eu m-am întrebat, domnule... ...varza la Cluj cu curcan. Și pui niște untură de mangaliță peste da, și... Da, păi, se mai pune poate o jumărică de curcan. Iată. Se mai face, se poate face. Poți să scapi și un picior de rață? Se poate, se fac un picior de rață, da. Asta e. Da, se poate. Îți fierbe pe la hepaticus. Mi-e o foame, azi am mâncat o banană, lasă-mă da. Pace. Stai așa, că am vorbit de curcan, rață, acum vine asta cu mici, zi. Da, am fost și am mâncat trei mici. Băi, nu cred. Și Adi și făcuse niște pulpe de rață pe grătar. Mamă, ce bunătate. S-a trecut la violență aici. Mi-a dat să auzi, deci fii atent, ieri, după ce am vorbit cu el, mi s-a făcut poftă de... Iartă-ne, Gabriel, da. De mici. Și știți că te sunăm noi mai încolo. Știți că am întrebat dacă nu mergeți să mâncăm și noi un mic. Da. Și eu toată am zis... emisiunea. Și toată lumea a zis nu. Iar ăsta a fost la el și... Am fost să iau căpșuni. Băi, nu se poate așa. Căpșuni am băgat cărnați și mici. Băi, copii, ce om ești. Băi, m-au terorizat copiii că vor căpșuni. Zic, băi, nu mă mai duc în piață, că știu ce se întâmplă. Nu, domne, că vrem căpșuni. Și m-am să iau căpșuni și... Ia, uite, am ieșuat în trei mici. Fatalitate. Oricum, trei, rețineți cifra, da? Deci totul e în scădere. Gabriel, Gabi, altfel bine? Da. E bine că ești bine. În mașină, dacă te sunam peste 2 ani, erai în metrou, că am înțeles că s-a dat drumul la lucrări. Sunt cu doi clienți de taxi. A, ce mișto! Sunt doi clienți în mașină și le-am spus că mă sună la Europa FM și că mi-au spus că păi ne iese cursa gratis atunci, dacă câștigi. Dacă câștigi, da, dacă sper să-l ajutați. Clienții, ajutați-l, domne. Păi nu știu dacă mă pot ajuta, domnii. Se grăbesc sau nu? Ai ca o răbdare cu tine că o să stai câteva minute în direct, cred. Cred că au răbdare, nu știu, da. Aveți răbdare. Că e palpitant și pentru ei. Bine, explică-le despre ce e vorba ca să te poată ajuta, să dai răspunsurile corecte. Au răbdare. Bine. Păi la Cluj să n-ai răbdare. Îți dai seama. Hai că și au și o poveste. Da. Să vedeți, ieri am fost, mă duceam în unde mergeau ei, la Avram Iancu, cu un taximetrist, l-au sunat de la radio, a câștigat 1600 de euro. Asta e maximum azi. Bărba, da. Bumbim, nu e mai mare maximum. Să știi că poate să câștige 2400 de euro. 2400, păi știu. Dar el se oprește la 1200. Zici? Nu se oprește, merge la 2400, cu clienții în mașină. Sunt bine, hai să vedem. Sunt cointeresați pentru o cursă gratis. Cum? Gabriel, ai șansa să câștigi 2400 de euro astăzi, dându-ne răspunsuri în 6 secunde la toate întrebările. 4 la număr. Am înțeles. Da? Asta dacă vrei să mergi până la capăt. Te poți și opri, dar nu-i câștigi pe toți, câștigi doar ce ai acumulat până la momentul respectiv. Bine? Deci începem de la... De la 300. 300, 600, 1200, 2400. De la 300 de euro. Poți să-i întrebi și pe clienți, dar dacă îți răspund ei, trebuie repede să dai tu răspunsul, da? Da, corect. 6 secunde, fii atent. Deci nu prea ai timp să repeți întrebarea. Dacă nu te aud, asta e viața, e complicat. Ai timp, dar trebuie să te miști repede. Da. Bine, hai să-i dăm bătaie ca să nu-l mai ținem. Gabi e la serviciu, cum ar veni. Să nu-și mai țină clienții prea mult. Începem cu... 300 de euro. Gabi? Pregătit. Azi e sărbătoare mare și vrem să ne spui la câte zile de la Paște se sărbătorește înălțarea Domnului la ortodoxi? La 40 de zile. Pam! 40 de zile. Numărate. Gata, dă-i, gata, stai, gata, hai.
Ai primit 300 de euro. Deci, bună treabă. Deocamdată spune-le clienților, cursa e gratis. Asta dacă nu prăpădești banii. Dacă nu prăpădești banii. Da, în continuare, tot cât, la cât mai mult. Cât mai mult. Cât mai mult. Bine. Domnii în vârstă din spate, zi, să ne bucurești. Foarte bine, bravo, sper să te ajute. Poate să-ți fie și de ajutor, să știi. Gabriel, ai 300 de euro, banii tăi și un curcan. Cu excepția curcanului, banii poți să-i dublezi dacă mergi mai departe. Am înțeles. Din, se poate spune din ce sector de nu, n-ai niciun indiciu, n-ai niciun indiciu. Nu. Ne pare rău, dar nu. De data asta nu aveți. Nu. Ok, mergem mai departe. Hai, domnule, să mergem mai departe. Uite ce simplu. Ce simplu a fost până la urmă. 600 de euro. Gabi, următoarea întrebare este din matematică. Bun. Trebuie să fie ceva greu. Concentrează-te. Concentrează-te, sigur știi răspunsul. Și o să-l dai. Trebuie să-ți vină. Aia cu aria cercului a fost, deci ai scăpat de ce era mai greu. Și cu perimetrul pentagonului. Acum, Gabi, trebuie să ne spui pentru 600 de euro cum se numește numărul care nu se împarte decât la el însuși și la 1. Număr vid. Cum? Nu. Număr vid, nu. Nu. No. Și pe mine cu matematica mă lovește Luca. Știi că nu mă aștept pacă. Număr de matematică. Nu. Ia întreabă-i pe clienți. Da, au spus număr impar. Dar nu e asta. Nu. Număr P. P. Cu număr P. Pri. Pri. Primar. Prim. Prim. Număr prim. Numerele prime, care nu se împar decât... Numerele prime. Anunțe, da. Anunțe pe domnii că-i costă cursa. Care, într-adevăr... Anunțe pe domnii că-i costă cursa. Într-adevăr, cursa. Sunt întotdeauna numere impare. Da. Numerele prime. Da. Adică au nimerit o bucată așa de răspuns. Gen 13, știi? Uh-huh. Da. 17, da. 19. 21, nu 23. Deci, număr impar era corect, era, nu? Era, nu era toate, corect, era prim. Nu toate numerele, nu toate numerele impare. De exemplu, 15 se împarte și la 5 și la 3, nu numai corect. La 15 21, și corect. La 7 și da. Așa mai departe. Numerele prime sunt cele care se împart numai la 1 și la ele însăși. Însele. Corect. Însele. Acum Luca are și un avantaj, că are doi copii la școală și îl mai învață copiii chestii de astea. Mai dau întrebări de astea dificile. Nu, asta e de la mine, că încă n-am învățat. Hai, nu te mai lăuda. Da. Bine, Gabriel, ce să spunem, te-ai descurcat impecabil în prima parte a concursului, ai scârțit un pic la matematică, dar asta nu înseamnă că nu pui pe cântar un curcan de 15 kg de la Peneș, curcanul din ăla bun, exact cum îți, cum îți trebuie. L-am ales noi pentru tine, am ales să consum carne de curcan românesc și am și verificat originea pe etichetă. Felicitări, Gabi! Mulțumesc. Uite, mă ceartă ascultătorii, încep să primim mesaje că există și un număr par. Prim, 2. Așa e. Corect, există o excepție. Vezi? Mulțumesc frumos pentru mesaje, apreciem că sunteți pe fază. Mâine începem de la 400 de euro. Avem mulți bani de miza, da. Bună treabă. Deșteptarea. Every morning. În fiecare zi la Europa FM.